Eu iau singurul premiu care se știe dinainte, pentru că este premiul pentru box office. Ăla se știe, ăla nu există nominalizare, că dacă era cu nominalizare nu mă vedeați aici, nu mă nominaliza nimeni pe mine. Eu iau singurul premiu pentru care nu trebuie nominalizare. Pe care l-a ales deja publicul de la primele... La film și plătim bile la film. Și gândește-te că v-a și stopat pandemia, adică ați fi putut face mult mai mult. Dar de ce faci tu treaba? Păi că așa trebuie să n-a să ne lăudăm. Da, mi-a stopat pandemia și totuși suntem numărul 1 între români și numărul 8 din toate filmele ever venite în România, inclusiv americane. Suntem numărul 8. Atenție, Avatar e numărul 1 și noi suntem numărul 8. Dar știi că asta e totuși o presiune pe umerii tăi, pentru că următorul film trebuie să-l depășească, cum s-ar zice. Și ce ați făcut în perioada asta? Am văzut că ai venit cu Jesus, ați făcut doi, că la lansarea de cartea lui Jesus l-am întrebat 2-2-2 când vine 2. O să vină, dar voi niciodată nu ziceți nimic, acum că mai e puțin. Pot să spun acum, în premieră, Miami Beach 2 îl filmăm la anul 2022, dar am mai făcut un film între timp, se numește Investitorii, e chiar în premieră când spun lucrul ăsta, se numește Investitorii și în principiu, intră anul acesta, în toamnă, în principiu în noiembrie, mă uit acum chiar în cameră când spun lucrul ăsta, în principiu în noiembrie, cred că în început de noiembrie, este un film în regia lui Iura Luncașu de data asta, cu mine, cu Cosmina Tanticu, Andrei Mateiu, e un film, e un Miami, e o comedie bună, bună. După încasările record îți plătești prietenii actori în acest film, pentru că știu că am vorbit data trecută la lansarea la Miami Beach și pe fiul tău l-ai fraierit cu doar cu un joc, l-ai plătit, te-ai folosit de prietenii din America și așa mai departe. Răspunsul final este nu, tot nu-i voi plăti, pentru că de-aia sunt prieteni, că dacă sunteți prieteni și vreți să jucați alături de mine, să facem niște lucruri deosebite împreună, așteptați-vă să veniți și cu un sandwich de acasă, pentru că nu, adică și catering-ul e scump și catering-ul. Am văzut că în seara asta ai venit alături de familia ta, da. E pentru prima oară când ești cu adevărat mândru în fața părinților. Știu, ai tăi au fost tot timpul mândri de tine, dar tu acum crezi cu aceste proiecte din ultimii ani că mergi. La Miami Beach, fii atent cum îl prind. Pac, director, director of Miami Beach, pac, in the house, I caught him now. To answer your question, ca să-ți răspund la întrebare, sunt mândru, nu e prima oară când sunt mândru în fața lor. Mă întrebarea că sunt mândru în fața părinților. Nu de tine, mă, taci. Că în fața părinților, că am făcut ceva frumos și am zis că nu e prima oară când sunt mândru, dar sunt foarte mândru și este prima oară, uite, spun ceva, este prima oară când ies la Gopo. Eu altfel nu am venit la Gopo, nu ar fi venit doar să mă vadă pe aici.